În fiecare an, Colegiul Județesc de Performanță Academică, în cadrul Festivalului Național de Literatură, care se organizează la Cluj, are o întâlnire cu cei mai importanti scriitori care sunt prezenți la festival. Anul trecut a fost Ana Blandeana, Gabriela Dămeșteanu și Florina Ilis, iar acum, după cum ați văzut, sunt cei mai valoroși redactori ai României Literare. Sunt prezenți foarte mulți studenți în anul întâi, care au, iată, ocazia să-și înceapă studenția lor sub imperiul, sub impactul unui asemenea event cultural. Vă rog să vă bucurați că aveți în fața voastră cea mai importantă revistă literară și că este astăzi un mare eveniment. Ce trebuie să facă o revistă literară, în primul rând? Ea trebuie să stabilească scara de valori al unei literaturi. Trebuie să stabilească o geometrie cât mai corectă a acestei literaturi. De aceea, criticii sunt cei mai importanți. Noi ceilalți completăm acolo, printre rândurile revistei. Eu sunt cel mai nou component al echipei de la România Literară. Am rubrica revistă din 2010. Sunt unul dintre cei mai vechi cititori, pentru că am citit prima dată România Literară în 1984, când eram în liceu, în clasa 9. Și România Literară a jucat un rol în decizia mea de a schimba macazul. Eram la un liceu de matematică-fizică, ba chiar eram olimpic la matematică. Și după ce am citit Marin Preda și Nichita Stănescu și apoi România Literară, m-am zis, nu, trebuie să mă fac critic literar. Este o revistă românească, în care sunt reprezentate toate centrele de cultură ale acestei țări. Și diaspora. Toate locurile în care se scrie românește. Nu puteți să ne ocoliți dacă vreți să vă afirmați, sper să doriți acest lucru. Nu vă puteți cultiva limba română decât citind cărți și reviste literare. Citiți nu neapărat România Literară, citiți cărți, reviste literare, pentru că așa o să vă formați lăuntric și așa veți căpăta o carte de vizită lexicală. În primul rând, la litere, suprema validare după vreun examen la care te descurcai foarte bine era că trebuie să ajungi să scrii la România Literară. Deci, generația mea, așa cum v-au spus și Sorin și Răzvan, a crescut cu acest azimut, cu această idee că pentru un filolog, chiar dacă nu rămâne o perioadă lungă de timp acolo, e o stație obligatorie, e o trecere obligatorie, o ucenicie obligatorie aceasta la România Literară.